Ziua NATO reprezintă un eveniment de referință pentru societatea românească din perspectiva statutului României de aliat NATO și a semnificațiilor asociate acestui moment. Importanța aderării României la NATO a fost marcată astăzi și la Slatina în cadrul unei ceremonii militare organizată de garnizoana Slatina, pe platoul din fața instituției prefectului de Olt. După ce decenii la rând au oprit expansiunea regimelor totalitariste, dictatoriale, s-au asigurat că pierderile de vieți omenești, modul în care acestea s-au întâmplat și distrugerile de bunuri economice, industriale, culturale, din tipul celui de-al doilea război mondial, nu vor mai avea loc, astăzi aliații NATO se confruntă cu o nouă provocare. O nouă provocare în fața căreia aliații NATO rămân uniți în acțiuni, promovând dialogul, diplomația, sprijinul umanitar, oferind în același timp cetățenilor săi membri siguranță, stabilitate și, în final, pace. România a aderat la NATO în urmă cu 18 ani, la 29 martie 2004, și a devenit de atunci un aliat activ care acționează cu hotărâre și eficiență pentru întărirea flancului estic al Alianței. Uniți vom fi mai puternici. România marchează din 2005 ziua NATO în prima duminică a lunii aprilie. Anul acesta, în contextul războiului din Ucraina, importanța aderării României la Alianța Nord-Atlantică capătă o altă valență, NATO fiind principalul garant al apărării și securității țării noastre și un liant permanent cu o comunitate de 30 de state care împărtășesc aceleași valori.